Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu au descoperit în această dimineață, în jurul orei 3, în cala unui autocar, 32 de flacoane cu parfum inscripționate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Produsele îi aparțineau unui cetățean român în vârstă de 20 de ani, ce intenționa să le introducă ilegal în țară. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra autocarului, polițiștii de frontieră au descoperit în cala acestuia, într-o pungă din plastic, 32 flacoane cu parfum inscripționate cu numele unor firme cunoscute. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că bunurile aparțin unui cetățean român în vârstă de 20 de ani, pasager în autocar. Acesta a declarat că a cumpărat parfumurile din Istanbul, Turcia, în contra sumei de 150 de dolari, cu scopul de a le comercializa în magazinele din municipiul Târgoviște. Existând suspiciuni că produsele sunt contrafăcute, bunurile în valoare de aproximativ 6.200 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea expertizării. Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație fără drept de bunuri, purtând mențiuni false privind mărcile.